Salut și bine v-am găsit la un tutorial special în care vă anunț că s-a introdus CSG2 ca și probă. Iar anumiți jucători au primit o invitație de probă a versiunii beta. Toți jucătorii vor primi mai devreme sau mai târziu această invitație. Ca o primă impresie se mișcă mult mai smooth, mai lin. Parcă se trage mai bine, mult mai luminată harta, vorbesc aici de Dust, deocamdată Dust, și animații împrumutate de la alte jocuri, cum ar fi Valorant sau Fortnite. Ca și număr de FPS-uri, bineînțeles că e în versiunea beta și nu s-au pierdut foarte mult din FPS-uri, dar se simte o mică pierdere de 20-30 de FPS-uri și uneori apar și frame -uri cred eu că lucrurile astea se vor remedia. Așa cum v-am spus, multă animație. S-a schimbat uh, smokul, s-au schimbat și flashurile, și animația de la grenadă. rest, uh, nu cred că sunt mari schimbări, poate unele schimbări pe hărțile viitoare ce vor fi introduce. Se poate uh, urmări acum mai bine individul, dacă vă uitați, se vede și umbra. Poți să să-ți iei și o pereche de pantofi, mai de Doamne ajută. Adică cred că se vor vinde mai bine uh, uniformele de, de agenți. Și uitați smocul, cam așa arată. Și atunci când trage în smoc, poți să... Uh, Disipi smocul și să ai mai multă vizibilitate în momentul în care tragi. Dar armele și au păstrat cam aceeași caracteristică de pe ce normal, nu s-a schimbat nimic. Hai să vedem dacă o murim și mașina. Ar fi mișto. Am murit și mașina. Și să vedem dacă îl prindem și pe cel din față, care s-a dus în site. Da, a rămas același pe 90 care nu trage la distanță. Foarte bine. Așa că n-am putut să-l omorăm. Multă animație schimbată, în rest jocul rămâne același. Sper să vă bucurați curând de el și să, să vă aducă mai multe satisfacții și mai puțini codați.